Bună ziua, dragilor! Sunt Dr. Petrache, medic diabetolog. Astăzi vorbesc despre efortul fizic recomandat în diabetul zahărat. Aștept solicitările pentru consultație în clinica virtuală și plan nutrițional personalizat pe adresa de mail afișată pe ecran. Dacă doriți doar interpretarea analizelor, trimiteți mail pe aceeași adresă. Pentru întrebări ce necesită răspuns rapid, aveți la dispoziție serviciul Întreabă Doctorul. Pentru un control optim al diabetului zahărat, trebuie să aveți grijă atât la alimentație, cât și la efortul fizic pe care îl depuneți. Multe din tutorialele mele se referă la alimentație. Aceasta este extrem de importantă, însă, de asemenea, sportul este și el la fel de important. O alimentație echilibrată și o viață activă reprezintă cheia controlului acestei afecțiuni. Nu mai căutați remedii miraculoase, cheia este la voi. Aveți grijă ce mâncați, urmați sfaturile mele și mențineți-vă activi. Veți observa cum glicemia se reglează în mod natural. Mulți pacienți reclamă lipsa timpului, însă nu aveți nevoie de ore petrecute în sala de sport, ci doar de 30 de minute de efort fizic pe zi, timp de 5 zile pe săptămână. Acest mic interval va aduce beneficii enorme în controlul diabetului zahărat și nu numai. Veți observa cum întreaga stare de sănătate vă este ameliorată. Tipul de sport rămâne la alegerea dumneavoastră. Puteți face efort fizic utilizând aparatele pentru uz casnic, puteți alerga în parc, puteți înota, de asemenea puteți face o plimbare ritm rapid prin parcul preferat, pentru că și mersul pe jos vă poate ajuta, așa cum am menționat într-un tutorial anterior. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, să dați like videoclipului și să apăsați pe clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. Sunt Dr. Petrache și până data viitoare, aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.